E o chestie foarte riscantă pentru că ne vom băga efectiv în gura lupului, vom satiriza niște persoane controversate. Aur, statuie acolo, dar vezi, Doamne, dacă lumea de acolo îmi spune vreau să mă duc să muncesc în mină, că poate muri, toți murim din ceva. Cineva de la Federația Română de Fotbal în legătură cu ceva sponsorizare pe Roșia Montană, foarte tare, mă gândesc, cineva vrea să ne dea bani. Peste câteva zile, din nou nimerește la mine persoana respectivă și atunci mi-am dat seama că, de fapt, cei de la FRF nu vroiau să ne dea bani nouă, ci vroiau să ne ceară și nici măcar nu vreau să ceară de la noi, pentru că în capul lor credeau că vorbesc cu reprezentanții celor de la Roșia Montană Gold Corporation. În acel moment am decis să profităm totuși de confuzia creată, dar să nu rămânem singuri, astfel încât am implicat doi yes-men cu experiență în comunicare și marketing, să vedem ce iese. Ce veți vedea în continuare este un demers de tip yes-men. Un grup mic și gălăgios s-au pus la cale demascarea procesului de spălare a imaginii corporatiste a Roșia Montană Gold Corporation de către FRF. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Mihai Goțiu, jurnalist independent și tocmai am ieșit din gara Războieni. Sunt în Intercity-ul Cluj-București, iar la București am plecat ca să cumpăr Naționala de Fotbal a României. Mă rog, imaginea Naționalei de Fotbal a României. Această colaborare înseamnă un parteneriat între federație și ceea ce cred ei că este compania care dorește să extragă aurul de la Roșia Montană. Spre ghinionul lor, faxul, mailul, mă rog, a ajuns la opoziția din Roșia Montană. Au fost propuse cele mai aberante condiții pe care Mircea Sandu le-a acceptat spunând da în numele federației. De asemenea, ca la finalul unei asemenea tur al Roșiei Montane, câțiva dintre jucători să-mi ține un pahar în care noi spunem că Cucuveci, evident, nu este de mult limitele adinse. Și prin asta să arătăm lumii că nu este așa de real. Că problema de imagine, din nefericire, este legată de impactul ce am luat asupra. Da, dumnealui ne-a recomandat indirect o asemenea abordare, că dumnealui ar fi dispus să dea pătirea de cantare și atunci noi ne-am gândit la un eveniment de genul acesta. Evident, urmează să le zic. Acum o să vedem asta cu băut din el. Da, mă ori e un pahar de apă care nu-i spune că e ceanură de el. Asta nu trebuie pe nimeni. Poate nu uiți pentru unii bune. Da. Mai de politică. Era așa cum s-a întâmplat și în România pe timp de criză. RMGC-ul este vaca de mulți bani. Și pentru Federația de Rugby și pentru alte instituții de presă ar face orice în România pentru bani. Sigur nu, dar putem să facem până pe interviu, să declarați jucători. Se creează prin specialiști în spate imagini cu și ei spun că până aici. Nu, dacă le putem baza pe dumneavoastră. Da, da, putem face. Odată ei sunt plătiți de noi și trebuie să producem ei. Avem drept asupra imaginilor de grup, în păcate, în echipa națională, în echipa națională și în echipa. Noi vrem să construim acolo un iad de decantare foarte mare, care, la fel, de fiecare dată când încercăm lumii să îl explicăm, spunem că este câteva terenuri de fotbal și atunci ca lumea să poată să vizualizeze ceea ce presupune și atunci câțiva iar dintre jucători, dacă ar putea să apare cumva în jurul iadului, de câteva ture sau și ar mai fi o, să zicem, chestiune de imagine, nu este folosită numai de noi, asta se folosește de majoritatea. Încă o problemă am mai vrea să clarificăm că
am mai avut la parteneriat asta cu niște mici surprize, cu niște, așa zis, suporte, permis să zic chiar dacă se supără un niciun palaj care țin din neapărat să iasă în evidență, dar domnul Teodore... Aici am mai avut... Asta depinde de cine sunt, uite ce sunt, nu știu... Mai fac parte eu tot din câturi un grup, dracu să ia. Ideea e că am vrea să ne asigurăm că la meciurile naționale nu se strigă lucruri care ne-ar putea denatura nu imaginea, nu sunt afișate în semne care iarăși nu ne avantajează pe noi. Da, la ce vă referiți în semne? BNR... Vin cu BNR, vin cu roșia mântană și... Aha, Deci asta, dacă se pot controla... Se pot controla. Deci noi, în general, noi ne sunt cu BNR. Am înțeles. RMGC este vioara întâi în manipularea opiniei publice. Totuși nu RMGC este cel care impune umilințele, ci dimpotrivă, instituțiile sunt cele ce își oferă demnitatea pe tavă. Acest lucru trebuie să înceteze. Nu putem mânca bani. Și tuturor ne-a sta mai bine cu fruntea sus. Mesajul nostru prin această acțiune este pentru voi, cetățenii României, inclusiv aceia dintre voi care activează în echipe de fotbal în țară și sănătate. Federația Română de Fotbal și Roșia Montană Golf Corporation au încercat să-și dea mâna pentru a murdări echipa națională cu Cianura, echipa ta națională. Poate că Roșia Montană Golf Corporation e capabilă să cumpere la sfârșit opinii favorabile. Însă noi, cetățenii liberi, suntem mulți și vocea noastră reunită poate să spargă orice embargo. Ascultă și spune mai departe că Roșia Montană nu e de vânzare.